Salutare tuturor și pam, pam, pam! Bine am găsit la un nou episod horror cu Roblox în Backrooms din nou. Pentru cine n-a văzut primul episod, las un link în descriere ca să poți să-l vezi. Astăzi continuăm cu nivelul 2 din Backrooms. Așa că eu zic să sărim direct în acțiune, desigur, dacă ați apăsat pe butonul de like. Și astăzi eu, alături de voi, o să-mi beau cafeaua pentru că recent m-am trezit și eu nu funcționez în parametri optim dacă n-am cafea, deci... Bă, dar nu mai începe jocul ăsta, ce s-a întâmplat? O, început, așa din tuneric, e frate. Da, avem un flashlight. Mamă, ce e ăsta? Am început prost, frate. Da. Oh, wow, 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 what the fuck? 5 minutes later. Deci, oare ce se poate întâmpla greșit? Aud sunete. Stați să ghicesc! Vă zic eu de pe acum, da? Ceva o să fugă după noi. Ba din spate, ba din față. Ideea este că o să fugă după noi și nu o să fie fain. O să fie groaznic. 5 minutes later. În sfârșit ceva. În sfârșit ceva. O ușă, ceva. Bă, deja mă plictiseam. Atâta m-am tot dus. Eu pe filmare o să tai ce mai probabil. Dar mă duc aici de nu știu câtă vreme, frate. Deja voiam să mor, să se întâmple ceva. Holy shit, what is this? Brodere! Unde am ajuns? La piscină, frate, am venit la strand. Ce e asta? I need to find all 6 valves. Ok. Trebuie să găsim 6 valve. Ah, uite una. Hai. E gata, 1. Mai avem 5 de făcut. Dar ce fac cu ele? Le întorc? Hai că am reușit. Bă, mă nec, ce dracu fac, mă? Opa. Ce? Ceva se întâmplă. Ce se întâmplă? Ah, what the fuck? Ce s-a întâmplat? What the fuck, a fost aia? Bă, nesimțitule, vii și mă mănânci pe mine. You are dead, mi-am dat seama că am murit. Mai avem 4 vieți, Doamne ajută. Na bine, fraților, eu nici nu mi-am dat seama ce m-am omorât, așa că o să mișc curul foarte rapid, să întorc valva asta, nu, ceva. Wow, the fuck, e aia, caracatiță cu 3 ochi, picioare, mamă, dar e rapid. Mă cac pe mine, abia am început clipul, mă cac pe mine. Frate, dar ce vine? Noi ce trebuie să fac? Bă, dă-o dracului! Unde-i? Oh my god, mi-e frică. Fraților, mi-e frică. Gata, m-am pierdut, m-am dezorientat, nici nu știu unde sunt. Uite o valvă! Dă-i că vine! Fugi! Oh my god! Oh my god! Bă, fraților, ce dracu e Roblox până la urmă, totuși. Mă cac pe mine la Roblox, ești nebun? Vine după mine, nu-i așa? Nu vine, ok. Oh. Bada vine. Ceva se întâmplă. Mă mănâncă ochiul stâng. Ce înseamnă asta? Chat? Ce înseamnă asta? Îl aud. Se beșește sau ce face? Holy fucking motherfucking... Nu! Ce e aici? Am belit. Am crezut că e în fundătură. No. No, motherfucker, no. Oh, nu. Nu-mi place în apă că-s lent, sau? E mai lent în apă. Deci fiți atenți, trebuie să ne calmăm, pentru că altfel nu vom rezolva nimica. O să mă calmez, o să îmi imaginez că nu vine nimica după mine, că totul este în regulă și o să caut valve sau ce sărăcie trebuie să caut și să le întorc ca să scap. Cineva a fluierat. Who the fuck a fluierat? Uite o valvă. Oh my god. Bun, deci avem 2 valve, asta e a doua. Ne mai trebuie 4. Oh my god, ceva se întâmplă. Nu-mi place. Nu-mi place. Uite o valvă acolo. Dar cum ajung la ea? Nu pot, că vine handicapatul ăsta. Bă, dar e groaznic jocul ăsta, să-mi bag piciorea că nu-i groaznic. Fraților, e groaznic. E fain gen. Dar e groaznic de horror. Amă, nu știu cât de horror vi se pare vouă, că vă uitați la mine. Dar eu jucându-mă asta și... What the fuck? Nu mai vreau să mă joc. Deci vreau să zic că nu știu cât de horror vi se pare vouă, dar eu jucându-mă asta mă cac pe mine, efectiv. Nu. Ah, nu! Frate, pot să mă... Deci, pe bune, cred că e cel mai horror joc pe Roblox pe care l-am jucat până în momentul de față.
Cred că e cel mai horror joc pe Roblox pe care am jucat în momentul de față. Până în momentul de față. Nici vorbi nu mai știu, frate. Nu știu unde sunt. M-am pierdut. Sunt total dezorientat de viață, de lume și de tot. Uite o valvă. A treia, nu? A treia valvă. Întoarce, frate. Întoarce-o, băi. Frate, nu merge să întorc. Bun, deci avem trei valve. Bun, deci avem trei valve. Și acum, ce trebuie să fac? Uite, încă o valvă, încă o valvă. Încă o valvă, încă o valvă. Întoarce, frate, întoarce-o, întoarce-o. Clic pe ea. Frate, nu merge, nu ajung, sunt prea scund, ce dracu. Am 1,50 m, ce naiba. Bă, vreau să-mi ziceți dacă voi v-ați jucat jocul ăsta pe Roblox și dacă voi v-ați speriat așa de tare. Că eu mă cac pe mine, jur. Gen, nu știu, mă, am sunetul la maxim, încerc să trăiesc momentul, să-mi imaginez că chiar sunt aici în backrooms. Și bă, e horror rău de tot. 5 minutes later. Valvă! 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 Vine ceva după mine. Vine ceva după mine. Fugi, bă! Bă, fugi, înotă! Top 5 jocuri horror capibara. Numero 1. Aperofobia pe Roblox capibara. Numero 2. Mă cac pe mine capibara. Numero 3. Câte? Gata, gata. Și acum unde? Acum, evacuez zona. Evacuez zona cum trebuie, cum trebuie, cum trebuie. De aici, aud un sunet de aici. La revedere, o zi bună. O, sper că nu vine și creatura aia. Sper că nu vine și creatura. La revedere, o zi bună, la revedere. M-am cărat. Vai, mamă, unde mă duc? Vai, mamă, unde mă duc? Fac cu fost sunetul ăla, mă, ce dracu. You are dead, de ce? Aha, s-o crezi tu că mai joc, s-o crezi tu. Stai că sunt curios dacă fantoma aia poate să vină aici înăuntru. Hai, mă, pterodactilule, ce faci acolo? Haide, hai, 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 prosta dracului, bate-te, soarele să te bată. Poți să vii aici? Nici nu mă poate urmări. Hai, mă, haide. No, îmi dă pace. What the fuck e asta, frate? Holy shit! Dacă strângem 200 de like-uri, fac episodul 3, dacă nu, aia e, eu mă bucur că scap de el. Asta fiind zis, e cam tot cu acest episod, mersi că m-ai urmărit, pa, pa!